și l-au prins după seria de bani. El nu recunoaște nimic. Dar v-ați întâlnit cu el când a venit de la muncă? Da, da. S-a adevărat că ești reușit să fie? Săpunurile le-aș ceva? Păi am întrebat dacă are și niște săpuni. Atunci nu se-l găsea în perioada aia. Spune că era ce familie mai o situație materială, probabil. L-a ajutat la muncă întotdeauna. El n-a vorbit niciodată cu sora dumneavoastră pentru că era o copilă, era prea mică. A trecut de acolo, vede. Dar e problema, el cred că așa, să zice, s-a întors și au văzut, cred că și pe sora. Doamne, așa credeți că s-a întors? Da, așa. S-a dus la sora dumneavoastră? Da, s-a întors și a omorât-o și pe sora. Așa credeți. Dar ce părere aveți de faptul că el a spus, a declarat acum că s-au fost falsificate probele împotriva lui? Nu cred că și mie mi-a luat test ADN-ul și în frunte am spus că el n-a recunoscut nici înainte că a omorât pe consăteanul meu, Mircea Călescu, dar l-au prins după seria de bani. Da, să cred că s-a întors înapoi, că n-aveam cine. Cum am întâlnit cu el pe pod, așa zic toți oamenii pe acolo și s-a întors și pe omul și pe sol. Dar era o altă rută să ajungă acasă, alt drum? Să ajungă acasă sau... Nu. Pe acolo era drumul lui. Da, e drum principal. De când l-a luat pe el în pușcărie, nu s-a mai întâmplat nici o crimă. Când i-a dat drumul iar din pușcărie, toți copii mai mici, fete, fugeau de el, că nici frică să... Ați spus că nu vreți despăgubiri, nu vă constituiți parte civilă, asta înseamnă nu. Renunțați la bani, nu vreți nimic? Nu vrem nimic, că acesta să ia pușcărie, să îi dea pe viață și cu asta am terminat, să nu mai să stea oamenii cu frică pe acolo, că dă drumul la criminal și vă moare pe altcineva. Le teamă oamenilor de acolo din sate? Le teamă, la unii au fete, sunt fete ca dumneavoastră, mari și le teamă, le dă drumul. Și mai omoară pe altcineva. Și nici crima... Banii nu. Nu. Nici crima trecută n-a recunoscut. Nu a recunoscut nimeni, că nu le recunoaște.